14, ușor, ușor oamenii noștri se adună. Suntem la curtea domnească din Târgoviște. Așa o să fie toată campania noastră, o campanie de eliberare, nu una electorală, o campanie de eliberare națională. Avem turnul Chindiei mai încolo, împreună facem istorie. E lupta veacului nostru. Vă rog, fiți alături de noi în acest nou episod de pe YouTube. Nu uitați să dați abonare, nu uitați să fiți alături de noi cu fiecare distribuire, cu fiecare minut din această campanie. Campania se termină pe 8 decembrie, când numărăm ultimul vot din ultima urnă din Italia, Spania și Marea Britanie. O să facem poze în curând. Unde? Acolo? Ok. Aici doar oameni din Timiș, da? Dar ce sunteți așa mulți? Suntem echipa cea mai faină. O să fie un eveniment frumos. Doamne ajută, să avem o zi frumoasă, să reușim. Vă pup. Aici rămâne doar neamțul, restul 2 metri mai încolo. Mulțumesc fiecăruia dintre voi. O să avem o zi foarte frumoasă astăzi. Ne-a dat Dumnezeu tot ce trebuie. Așa. Vlad Țepeș, un domnitor legendar, a cărui viață întrece orice poveste spusă despre el. În 1453, când oștile sultanului Mahomed al II-lea au cucerit Constantinopolul, creștinii s-au îngrozit. Părea că vine sfârșitul lumii. Țara românească trecea în acel moment printr-o perioadă grea. De peste 30 de ani, de la moartea lui Mircea cel Bătrân, luptele pentru putere și boierii trădători sărăciră poporul și speranța era pierdută. Dar pe tronul de la Târgoviște voia să ajungă prințul Vlad al III-lea. Crescut la curtea otomană, el era un tânăr care primise o educație aleasă și care avea în față o carieră politică în Imperiul Otoman. Însă Vlad a ascultat chemarea sufletului și iubirea pentru neam l-a făcut să aleagă destinul de domnitor, de titan al poporului nostru. Vlad a pus prin luptă mâna pe tron, ajutat de oaste inimoasă. A schimbat țara românească prin reforme economice care au adus bunăstare și a știut că neamul nostru are un potențial uriaș dacă nu ar exista trădarea. Așa că a pedepsit crunt acest păcat. A pedepsit și hoția și lașitatea și a fost fără milă față de străinii care jefuiau țara. Astfel, a pregătit poporul să lupte pentru independență și a avut curajul să se confrunte cu armata neînvinsă a sultanului Mahomed al II-lea. Pentru că Vlad Țepeș a schimbat cursul istoriei, a devenit nemuritor și românii îl poartă în suflet. Tu ești urmașul lui. Ai puterea să duci lupta veacului acesta. Ai suflet de aur. E frumos ceea ce fac actorii până acum, cinstelor. Mă bucur că putem începe aici, la Cetatea de Scaun, așa, campania noastră. Vă las
Dați moștenire puterea de a aduce lupta veacului vostru. Că m-am jertfit să vă las o pildă. Să aveți curaj! Nu o să vă iert dacă veți înceta să luptați pentru libertate, pentru familie, pentru neamul nostru, pentru viitor. Nu o să vă iert dacă veți crede chiar și pentru o clipă că puteți fi învinși. Nu o să vă iert dacă nu veți fi stăpâni în propria țară. Să fiți mândri că sunteți români, copiii lui Dumnezeu, și să știți că trebuie să dați putere celor dintre voi care vor merge printre străini să apere felul nostru de a fi, familia, creștinătatea și suveranitatea noastră. Sunteți urmașii mei, sunteți biruitori, fruntea sus, și fiți mândri că aveți suflete de aur și bogăția din inimile voastre e cel mai mare dar pe care Tatăl nostru ceresc ni l-a dat în vecii vecilor, români! Yeah! Dragă familie Aur, mulțumim pentru prezență, vă mulțumim dragi colegi, dragi prieteni, dragi susținători, pentru că iată, în această zi frumoasă de duminică, cu soarele strălucim pe cer și totodată în inimile noastre, suntem aici împreună la un eveniment care se anunță a fi extraordinar. El este inedit, ați văzut deja cum a început. Ați văzut, de fapt, semnalul pe care noi îl transmitem astăzi întregii țări, că este absolută nevoie să ne întoarcem la esența noastră, la ceea ce noi suntem și la ceea ce putem să redevenim. Și pentru că astăzi suntem adunați aici în același crez și în același ideal, aș vrea să vă invit pe toți să intonăm imnul național. Deșteaptă-te, române! Așa, în mijlocul nostru, îl așteptăm să vină. Pe cine credeți dumneavoastră? Îl așteptăm pe președintele nostru, pe George Simion, pe cel care și-a dedicat viața proiectului AUR, pe cel care zi de zi, prin multă muncă, ambiție, curaj, prin gânduri bune, fapte bune, iată, încearcă să schimbe România. Președintele Partidului AUR, George Simion. Din cenușa ai proprie și din propriu-i scum. Astăzi ca și mâine, pururi și acum.
Bine v-am găsit, oameni de aur! Sunteți mulți, foarte, foarte mulți, foarte mulți candidați. Poporul român se ridică prin fiecare din voi. Decebal și Mihai Viteazu trăiesc prin fiecare din voi. Și astăzi sunt bucuros să vă anunț că peste 600 de mii de români au semnat listele AUR pentru candidații la alegerile europarlamentare. Suntem mult mai mulți decât credeai, decât speram chiar noi. Proiectul acesta prinde contur în fiecare zi. V-am chemat în fața acestor ziduri pentru a arăta celor necredincioși dovezile care stau încă mărturie că am fost apărătorii Europei. Și suntem și astăzi apărători ai patriei române și ai civilizației creștine europene. Ați văzut, au venit socialiștii europeni foarte frumos că au venit la acest sfârșit de săptămână la noi în București. Suntem un popor ospitalier. Au venit, cum a venit și Ursula von der Leyen și Manfred Weber și Karl Nehammer să învețe pe români cum să voteze. Ați văzut că a vorbit Ciolacu cu ei în singura limbă străină pe care o cunoaște el. Socares praleo. The extremist is here, the extremist. Atâta poate Ciolacu. Știți ce-i supărător? Că ei vin aici cu avioane particulare și se arată nemulțumiți de indicii noștri de dezvoltare, dar nu știu că sute de ani am fost cotropiți și exploatați cu rândul și ei luau lecții de vals în timp ce bunicii mei și bunicii voștri munceau cu plugul pământul. Chiar aici, sub blocul în care stăm, circulă o legendă că erau tuneluri subterane prin care a fost evacuat aurul țării în momentul asasinării la o înaltă poartă a lui Constantin Brâncoveanu, aici unde stăm. Astăzi, aurul țării este iarăși aici. Renaștem din resturi împrăștiate prin istorie și ne repliem rapid ca armatele române distruse la Stalingrad în câteva secunde. De aici, din cetatea de scaun a țării românești, din orașul martir care și-a plătit tributul de sânge în toate marile bătălii ale acestei națiuni, vom da startul unei campanii. Nu e doar campanie electorală, e o campanie de eliberare națională, cum nu s-a mai văzut pe aceste meleaguri. Care-i scopul nostru? Eliberarea țării din mâna boierilor care au uitat cine stăpânește cu adevărat România. De aici, din cetatea Românității, din locul unde Vlad Țepeș a îndrăznit să creadă în victoria neamului nostru, vom trimite un semnal întregii Europe anunțându-ne, frații și surorile de pe tot continentul, că speranța încă nu a murit nici în România și nici în Europa. Iar pe 9 iunie depinde de voi pe cine vom trimite în Parlamentul European, în consiliile locale, în consiliile județene și în primăriile din toată țara. Îi vom trimite pe acești trădători sau îi vom trimite pe acești patrioți de aur pe care îi propunem? Este decizia istorică pe care trebuie să o luăm în acest an. Ori supuși în fața înaltei porți, ori liberi, suverani, pe pământul nostru străbun. Este lupta veacului nostru. Din propriul strâmb. Astăzi ca și
știți, din 1989 încoace, ci că noi trăim într-o democrație. Regimul acesta al lui Klaus Werner Iohannes și Ciolacu, numai democrație nu se numește. O lovitură de stat anticonstituțională este în plină desfășurare. Calcă în picioare legile electorale, calcă în picioare Constituția. Faptul că primarii se aleg într-un singur tur în loc de două tururi, așa cum propune AUR, așa cum este normal, constituțional, firesc. Sunteți voi, prea mulți aici, poporul român, poporul de AUR, și sunteți dornici să vă luptați în alegerile locale. Dar în condițiile astea, normal ar fi fost nici să nu participăm la acest simulacru organizat pe 9 iunie, dacă ei ne iau toate șansele de câștig. Cum nu vii tu, Țepeș, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în Zmintiți și în Mișei, și în două temnițe large cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Măria ta, dacă pe vremea ta era unul ca hoțul Virgil, ce făceai cu el? Ăștia l-au pus pe hoțul Virgil pe listă, pe poziția 19 eligibilă, și pe Falcă pe 16 și pe alți nenorociți. Noi pe 10 avem un ardelean adevărat, pe Mihai Neamțu, un intelectual adevărat și un apărător al familiei tradiționale, cum este și Peter Costea, și un apărător al libertăților, cum este și Aurelian Popa. Avem pe liste șef de promoții, doctori, profesori universitari, cât n-au ei oameni care să știe o limbă străină. Avem profesori universitari care au predat în Statele Unite, cum este doamna Cristina Dascălu. Avem profesori universitari care au predat în Franța, la Lille, cum este domnul Silviu Gurlui. Și pe cine trimit comasații în Parlamentul European? Pe ăștia care nu se hotărăsc care este femeie și care e bărbatul, Tudose sau Rareș Pensatu. Ăștia sunt pe primele locuri. Noi pe primele locuri deschidem lista cu Cristian Terheș, cu Claudiu Târziu, cu Gheorghe Piperea, cu oameni care au făcut ceva, cu oameni care sunt apărători ai patriei române în anul 2024, oameni care vor lupta pentru țara noastră. Fiecare dintre voi care vă asumați o candidatură, care faceți pasul în față și care nu vă temeți, partidul Comasat e plin de fricoși, de frica AUR fac aceste alegeri. Iar voi, oaste AUR, sunteți curajoși pentru că vă asumați aceste candidaturi. Români, aveți oastea pe 9 iunie în Armațio. Atâta vreau să știți, pentru că într-adevăr ne-au luat prin surprindere, sunt atât de nenorociți încât nu duc ordonanța aia prin Parlament ca să nu o putem contesta la Curtea Constituțională. Toată lumea știe că este ilegal și neconstituțional. Dau voie de la șefii lor, de la Comisia Europeană și de la Ursula. Ne-am organizat cât de repede am putut, sper să-i blocăm. Și măcar o mândrie vreau să am la capăt
de proces electoral pentru alegerile locale prin oamenii aceștia care ne reprezintă. Că nu facem blaturi și că ne luptăm cu baronii. E cel mai important lucru. Și am făcut asta peste tot unde am putut, cu fratele meu Marian Vasile la Craiova, că venise Olguța să ne propună un blat. Cu Daniela Vreme am pus-o candidatul nostru la Galați ca să ne batem cu Puchianu. E un primar acolo la Iași, Chirica îl cheamă. Îmi pare rău că m-a păcălit odată și pe mine. I-a luat o casă de 1 milion de euro pentru băiatul lui de un an. Băiatul lui de un an s-a dus la notar cu bunica și și-a luat o casă de 1 milion de euro. Nu putem să acceptăm asta și de asta îi mulțumim domnului doctor Tudor Ciuhodaru. Îi mulțumim lui Ciprian Iacob, domnului avocat care conduce aici avocații, este președintele organizației din Dâmbovița. Mulțumim pentru găzduire în străvechea cetate de scaun. E un început frumos de campanie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această vreme frumoasă. Mulțumim că ne-a dat și un pic de răcoare după soarele acela dogoritor. Am făcut poze cât de multe cu voi, rămânem la final și facem și mai multe la zidurile cetății, la dovezile astea vii, că noi am fost și-om fi. Trebuie să tăiem baronii ăștia, trebuie să tăiem boierii ăștia ticăloși. De asta cu Nicolae Miron la Suceava, cu Mugur Mihăiescu la Olt, cu George Badiu la Vrancea, ne luptăm cu ei. Și tu, Ramona, te rog frumos să te bați cu Clotild și să trimiți bebelușul ăla alb și urât înapoi în Franța, de unde a venit. Noi ținem cu românca noastră. Îl mai rog pe domnul Mohamed Murat, candidatul nostru la Consiliul Județean, cel care a scos hotelurile lui Neamărin Miliardar și a demonstrat că poate, din mediul antreprenorial, cel care de 40 de ani este român, să renască litoralul românesc de la limanul până la Corbu. Avem această datorie. Avem și aveți în fața dumneavoastră primarii la municipiile reședință de județ și sectoarele Bucureștiului, 47 de candidați la primării, 41 de candidați la primăriile Consiliului Județean. E în puterea noastră. Eu vă mulțumesc fiecăruia dintre voi. Ați luptat în anii ăștia lângă mine. Nu ați trădat cauza, chiar dacă ați fost ispitiți. Nu ați ascultat unele televiziuni mincinoase. Este vremea noastră acum. Este o vreme bună. E vremea unei epoci de aur și visul meu pentru fiecare român este să vă văd mulțumiți și fericiți. Dumnezeu să binecuvinteze România și familiile voastre. Acolo, la fotocorner, da. Domnule președinte, în iulie anul trecut vă fixați
procentarie de 30% la europarlamentare. În fața partidului, cum ați stat așa cum îi spuneți, s-a schimbat acest argument? Nu, trebuie să câștigăm cu orice preț alegerile în 2024. O să încercăm să respectăm regulile democratice, chiar dacă ei nu o fac. E o luptă inegală aici, se bate David contra lui Goliat, o să încercăm să găsim praștia. Săptămâna trecută spuneați că aveți în vedere boicotarea acestui tur de scrutin. Ce s-a întâmplat? Așa este normal. Așa ar fi normal, având în vedere că se încalcă Constituția și toată lumea o știe, dar ne luptăm. Am chemat alte 30 de formațiuni de diferite ideologii să ne gândim ce putem face. Iată, săptămâna asta vă prezentăm 41 de candidați la consiliile județene. Facem campanie. Poezia mea preferată din George Coșbuc e Lupta vieții. Când n-ai pe nimeni, te lupți pe seama tuturor. Asta o să facem și noi. Ne luptăm în disperare de cauză și sperăm într-o trezire națională. De ce pleacă lumea și refer la Ivan Laufer și alții? Nu era locul lor acolo. Mulți chemați, puțini aleși, probabil nu și-au văzut îndeplinit calea spre o funcție sau alta. Cum stați la locale? Câte primării, președinții de consiliu județene candidați? Toate președințiile de consiliu județene vor avea candidați aur. Acum depinde de fiecare localitate, de fiecare județ, că în unele locuri oamenii sunt mulțumiți de conducătorii actuali, în altele nu. Cum rezolva situația Cosmin Gușă? Nu e o situație Cosmin Gușă. Noi sperăm să ne dăm mâna toate forțele din societate și să găsim formule prin care susținem și independenți, cum a făcut-o partidul Comasat. Dacă nu, vom merge mai departe cu candidații noștri de partid, vom candida peste tot. Dar este clar că în acest moment Mihai Enache este candidatul nostru la București? Din punctul de vedere al partidului Aur, da. Sperăm coagularea mai multor energii și răspunsuri din societate care să propulseze oameni care să îl bată pe Nicușor Dan, pe Clotilde Arman, pe Marian Oprișan, pe Paul Stănescu, pe Gheorghe Flutur și toți baronii. Și o ultimă întrebare. Domnul Ciolacu spunea că își va da demisia de la președinția partidului dacă nu va câștiga acest lucru. Și se aștepta ca și până să spune acest lucru. Dacă veți pierde, ce veți face? Depinde ce înseamnă pierdere. Noi am avut 10%. Pe primul loc, dacă sunt alegeri corecte, nici nu mă gândesc că pierdem în fața PSD-ului, dar alegerile nu sunt corecte, iar de frica noastră au făcut listă comună, ați văzut. Le e frică, ăștia sunt niște fricoși și mor mai înainte decât moartea lor biologică. Sunteți un partid extremist și un lider extremist? E bine pentru toată lumea să ne cunoască. Cred că extremiști sunt cei care au distrus țara timp de 34 de ani. Domnule Simion, dacă puteți să-mi spuneți câte locuri sperați să obțineți la europarlamentare? De frica noastră au făcut aceste alegeri comasate pentru că luăm primul loc și acum sperăm să luăm numărul cel mai mare de europarlamentari dintre toate formațiunile politice. Au făcut o listă comună, au întâmpinat-o pe doamna Ursula, acum l-am văzut pe domnul Scholz. Nouă nu ne place în mod deosebit nici de doamna Ursula, nici de domnul Scholz. V-ați făcut așa niște calcule totuși, că presupun că aveți niște sondaje prin partid. Cât ne-or da românii dacă le câștigăm încrederea în această campanie, dacă regulile sunt corecte, pentru că se încalcă democrația, se încalcă Constituția în acest moment. În privința domnului Piedone, mai luați în calcul o posibilă alianță cu dânsul pentru capitală? Noi am vorbit doar de o conferință de presă. Sperăm ca domnul Piedone să nu strice șansa opoziției de a-l debarca pe Nicușor Dan de la conducere. Dar domnul Mihai Enache rămâne candidat la un sau putem vedea o altă persoană? Domnul Mihai Enache este candidatul Aur și eu am întins mâna către toți independenții să facem un front comun și către toate partidele. Rămâne de văzut cum se va termina lucrul ăsta. Nu are notorietatea Enache în acest moment, nu cunoaște numele de Mihai Enache, bucureștenii nu îl știu. Ne așteptam la alegeri pe 29 septembrie, aveam și noi un plan de campanie. Nu schimb regulile cu 3 zile înainte, dar e cel mai bun ca să fie primar. Dar vedem ce v-a dat un răspuns, pentru că rămăsese să vă dea un răspuns după propunerea pe care i-ați făcut-o. Dacă va avea susținere și domnul Gușă sprijină. Domnul Gușă vrea mai mult să mă vadă pe mine președinte. Îi mulțumesc, Cosmin și mulți alții țin la mine.
și asta mă responsabilizează. Aici rămâne doar București, sectorul 2 și nu mai știu. 2 și 3. Sectoarele 2 și 3 sunt pe aici. Bine că v-am mai scos din satul ăla al vostru, din București ăla. Nu, deci ne uităm la băiatul ăla de acolo, că el face, da? Hai. Mulțumim. Ia Lomița. Mulțumim. Tu cu fratul ăla. Hai vino în face. Stați pe o linie ca să nu fac fotografie. M-am dat grămadă. Uite, George, mă dă la o parte de lângă tine. Doar Prahova. Restul sus. Dați-vă mai așa. Rămâne doar Dolj aici. Dar dă-te mai așa dacă vrei să te prindă în poze. Dolju, cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Puf, Doamne, că... Gata, dragi prieteni, fug că ia toată lumea să facă poze cu mine și efectiv nu mai pot să mai fac poze. Dar dacă dați o urmărire la canalul de YouTube, promit că fac o poză cu voi.